Veste bună, gazdă bună, veste bună, gazdă bună. Pe noi Crăciunul ne adună, pe noi Crăciunul ne adună. Scoate găstoaie cârnați, scoate găstoaie cârnați. Că-ar fi bun că s-a fumat, că-ar fi bun că s-a fumat. La noi în straiță băgați, la noi în straiță băgați. Și cum cocala vă rog, și cum cocala vă rog, ca să-ți cântăm de noroc, ca să-ți cântăm de noroc. Că-or vini câși legile, că-or vini câși legile, fiți mărita fetile și s-or însura feciorii. Se stremare cu nuror, se stremare cu nuror, că și popa încă vre, că și popa încă vre. Să-i umble fițulele, să-i umble fițulele, veste bună, gazdă bună, veste bună, gazdă bună. Pe noi Crăciunul ne adună, pe noi Crăciunul ne adună. Pe noi Crăciunul ne adună, pe noi Crăciunul ne adună. Ziua, dragi râșnoveni și prieteni ai Râșnovului, veste bună ne-au zis truverii și gazde bune sperăm noi să fim astăzi, de aici din cinematograful Amza Pelea, din Râșnov. Și astăzi am pregătit un program special, normal, de sărbători. Din păcate am fi vrut să fie afară, în piață, lângă bradul de Crăciun, dar anul acesta trebuie să avem grijă unii de alții și să păstrăm o distanță fizică. Astăzi, prietenii noștri de la formația Truverii au pregătit o selecție de colinde de prin lume adunate și nu în ultimul rând, locul este foarte important pentru că suntem în cinematograful din Râșnov, un loc care adună oameni. Și chiar dacă astăzi suntem puțin la distanță, suntem tot apropiați sufletește. Și poate nu e întâmplător că astăzi ne reunim aici, pentru că în urmă cu 12 ani, Truverii, prietenii noștri de la Truverii, ne-au invitat la Râșnov cu o expoziție de fotografie și așa a început pentru noi, pentru mine și colegii mei, aventura de la Râșnov. După mai puțin de un an de zile, deschideam în cetatea Râșnov un centru de informare, apoi începeam festivalul de film istoric, care apoi a devenit festivalul de film și istorii, Jocmania, Festivalul de Reconstruire Istorică și, nu ultimul rând, Centrul Șubz. Deci astăzi, așa cum am auzit și în primul colind, ne adunăm. Sunt locuri care ne adună, iar cinematograful de la Râșnov este unul dintre acestea. Pentru mine este un loc foarte important, chiar dacă nu sunt râșnovean. Nu pot să uit ce momente de emoție puternică au fost aici
în septembrie 2009, la prima ediție a Festivalului de Film Istoric, când Oana Pelea chiar în fața primului rând ne povestea despre Amza Pelea, ca mai apoi, după 4 ani de zile, să vină împreună cu familia lui Amza Pelea la Râșnov, aici la cinematograf, ca să denumim cinematograful Amza Pelea. Sau data de 6 august 2017, când această sală a fost arhiplină și s-a aplaudat minute în șir pe eroii de la Brașov 1987, când a fost prezentat în avanpremieră documentarul respectiv. Și chiar dacă anul acesta am ajuns la ediția 12-a Festivalului de Film și Istorii și anul acesta a fost fără public de multe ori și chiar în această sală am avut câteva concerte minunate și eram numai noi și artiștii, dar știam că la capătul celălalt, adică tot online, ca și astăzi, sunt prietenii festivalului, prietenii cinematografului și râșnovenii din toată lumea. Și tot așa, dacă nu era acest cinematograf, nu aveam șansa și bucuria să cunosc mulți prieteni. Și printre cei mulți prieteni, am invitat astăzi pe cineva foarte drag. Și vă prezint pe doamna Irina Margareta Nistor, care este lângă mine, dar la o distanță suficient cât să fim legali. La o distanță considerabilă. Bun găsit, mi s-a părut foarte frumos așa cum ai început și că sunt o grămadă de serendipity, sunt o grămadă de legături, pentru că să nu uităm că azi este Sfântul Ștefan și, de fapt, noi ne-am cunoscut datorită lui Radu Rădescu, care a venit la mine acasă să-mi ia un interviu inițial despre Ștefan Iordache. Și vezi că tot așa totul se învârtește în jurul nostru, pentru că mi se pare că e locul cel mai ocrotit aici în cinematograf, pentru că e un cinematograf în care există de toate. Există un ecran pe care astăzi nu avem filme, dar avem niște umbre superbe, pentru că sunt umbrele truverilor și cred că cu atât mai mult cu cât mâine se împlinesc fix 125 de ani de când frații Lumière au inventat cinematograful și cred că și ei ar fi fost foarte mândri să vadă tot ce vedem noi acum și să aștepte cu nerăbdare să se redeschidă toate cinematografele, începând cu cele mici, care au cele mai multe povești, și cu cele multe, în care după aia s-au extins poveștile. Și au fost, pentru mine au fost 10 ani, pentru voi sunt 12 ani și deci cu atât mai mult, știi că se spune așa că totul e din 12 ani, 12 ani, deci o să fie și mai frumos de acum înainte și am mare nădejde că la vară o să fim cu toții aici, chiar păstrând distanța, chiar fiind foarte cuminți până atunci, probabil că o să ne putem reîntâlni și o să mergem și în cetate și o să fim și în piață și o să fim și la Rems și o să fim și la Șubs și o să fie, probabil știi că, de fapt, plăcerea regăsirii este dintre cele mai importante și să ne amintim de fiecare film pe care l-am văzut aici, de fiecare spectacol, de fiecare gând pe care l-am avut, de faptul că aici nu există niciun fel de diferențe de generații, așa cum ești pe scenă, avem toate generațiile și că aici au existat studenți de-a lungul timpului care cred că au învățat altfel istoria, că de la Râșnov se învață altfel și cred că au rămas așa absolut nemuritor, tocmai pentru că sus în cetate s-a filmat nemuritorii, pentru că aici am aflat mai multe despre istorie și aici la Brașov de la Nicu Pepene și toate așa adunate la un loc și pentru că am vorbit de studenți, am să-i las pe truveri să cânte mai departe, pentru că pentru mine e ca și cum aș întoarce în anul întâi, unde am învățat pentru prima dată la franceză ce sunt truverii, ce sunt trubadurii și cred că e poate cel mai tulburător moment de Crăciun din ultima perioadă și cel mai original. Și uite, vezi, avem acolo și niște clopoței și știi că ăsta e primul semn când sună un clopoțel. Un înger capătă niște aripi, știm noi din It's a Wonderful Life și cred că este îngerul ocrotitor al acestui așa cinematograf și
Pentru noi, unul dintre îngerii importanți este Daniel, că fără de el n-am avea nici sunet, nici imagine, nici nimica. Și acum, cred că următorul îl dedicăm lui, următoarea melodie. Chiar dacă n-am niciun amestec la ce o să cânte ei, dar suntem publicul cel mai avid aici, ca să împărțim cu voi o zi minunată. Acum cumva microfonul, într-un fel, de la distanță, de fapt se poate spune clar că s-a pasat, că pasăm unii la alții microfoanele, de fapt cuvântul îl duce mai departe, deci truverii într-o formulă destul de restrânsă și pentru că e situația actuală. Și vom continua cu un cântec vechi din secolul XIII, dacă luăm așa, un cântec pe care l-am tot cântat aici în Râșnov, pe vremea când aveam aici Curtea Comedianților, un cântec din Libru Vermel de Monsera, Cartea Roșie din Monsera, o carte găsită în mănăstirea din Monserrat, din Catalunia, o carte de culegeri, cu culegeri ale pelegrinilor care treceau prin această mănăstire, în drum spre Santiago de Compostela. Un cântec medieval, suntem într-o zonă medievală, punctisimus concarente, să cântăm cu toții Ave Maria, pentru că e și Crăciunul, pentru că acest cântec, de fapt, vorbește despre anunțarea nașterii Domnului și pentru că trebuie să cântăm și pentru Sfânta Maria în cinstea ei. Ave Maria, Gabriel, sapelatus ad femis ucelitus, Gabriel, sapelatus ad femis ucelitus, Clara Paci, hei, pedixit, Ave Maria, Clara Paci, hei, pedixit, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, Clara Paci, hei, pedixit, audite carismi, Clara Paci, hei, pedixit, audite carismi, Venconcipi, hei, Maria, Ave Maria, Venconcipi, hei, Maria, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, Venconcipies Maria, audite carismi, Venconcipies Maria, audite carismi, Pari Hrix Pepilivum, Ave Maria, Pari Hrix Pepilivum, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, Pari Hrix Pepilivum, audite carismi, Pari Hrix Pepilivum, audite carismi, Monca Pise Humi Jesum, Ave Maria, Monca Pise Humi Jesum, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, puntissimus concanentes, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A fost cumptisimus concanentes, Ave Maria, și pasez mai departe acest instrument, care se numește o sinfonie, este de fapt ca idee de instrument, este chiar din perioada din care cântăm noi cântecele, de aceea și vrem să-l folosim, pentru că e perioada din secolul XIII, e un instrument care este precursor, cum se numește, hardy-gardy, ceea ce se cunoaște puțin de cei mai tineri, pentru că acest instrument, hardy-gardy, este un instrument care e mai din perioada Renașterii, mai e modernizat și a revenit cumva în perioada aceasta și cântat foarte mult și electronic și cântat de foarte mari mulți muzicieni contemporani, au cântat, printre care și Richie Blackmore cântă la el și am văzut chiar cântat la el și chestiuni de rock. Deci un instrument interesant acest hardy-gardy. Sinfonia este, a fost folosită și în special în perioada respectivă. Foarte mult să acompanieze corurile din biserici cu aceste cântece tipic bisericilor de atunci. Mergem
Tot din aceeași culegere, Libri Verbal de Mons era L'Offset Goitz, sau cele șapte bucurii ale Sfântei Maria. Care înseamnă, de fapt, printre bucurile Sfântei Maria, este și nașterea Domnului. Avem un alt cântec, pentru că e vorba de venirea colindătorilor, ne ducem în spațiul celtic, englez. Here we come, whistling. De acum așa, whistling, am venit ca să whistling un pic, adică să ne dea cineva de băut, printre altele că noi vom cânta, să sperăm că o să ne dea, apoi whistling, am înțeles că whistling, acest whistle este de fapt o băutură caldă, de fel de vin fiert. De acolo așa. La origine acest cântec, el ca text, ca tot, este secolul 17, iar ca origine se pare că e chiar mai vechi partea asta. Și atunci să mergem pe acest, cu acest cântec mai departe. Here we come, whistling. Un cântec de colind din Anglia. Neighbors, she drank a moon.
E un cântec vesel de colindă din Anglia și acum un cântec mai liniștit, un cântec care a rămas în Franța, pentru că de acolo vom cânta, în Franța, și ca un cântec de leagăn, folosit și acum. E un cântec, dacă luăm așa, dincolo de colindă, e un cântec de leagăn, cum am zis, care e din secolul XVI, tocmai vine acest cântec. Multe din cântecele din, interesant că multe din cântecele pe care le cântă acum și în Franța și în Anglia, ele sunt cam secolul XVI pe atunci și se cântă și acum. Nu sunt recente, deosebire de alte cântece de la noi care le suntem mai difuzate, să zicem, care sunt cântece de colind, dar unor compozitori mai contemporani. Asta din pentru că de multe ori se face, se crede că anumite colinde din acestea sunt vechi tradiționale. Cele tradiționale le ascultăm în special la colindătorii tradiționali și mai avem și noi câteva dintre cântece, precum a fost și Veste Bună, și o să le mai ascultați și altele din zona aceasta tradițională. Dar să mergem acum Entre le bœuf et l'âne gris. Nu traduc în românește, în românește sună foarte... Vreți să vă spun exact? Dacă e, nu vă spun. Un cântec diafan. Și acum, pentru că a fost vorba un cântec de adormit copii, dar sper că n-ați adormit, avem acum o poveste tradițională, o poveste despre Dumnezeu și Petru Sfânt, care au coborât pe pământ. Dumnezeu și Petru Sfânt. Nu vă povestesc prea mult, că o să înțelegeți despre acest cântec. E un cântec, ăsta, un colind tradițional, din Maramureș și secolul XIX, să zicem așa. Aceste cântece, o serie de cântece tradiționale de la noi, chiar nu poți să le dai o dată cam de când sunt. Se presupune că ar fi de atunci. Ele s-au transmis oral până când au ajuns
la un moment să fie transcrise mai recent. La noi, din păcate, nu au existat, așa cum au existat călugării din vestul Europei, care au transcris cântecele, le-au pus pe hârtie într-o formă și s-au păstrat cele vechi. La noi a existat numai un pastor, Ion Căianu, care prin secolul XVII s-a apucat el să scrie și să adune 18, să adune aceste cântece într-o culegere, ceea ce e cunoscut sub denumirea de Codex Căian. Dumnezeu și Petru Sfânt corindăm, coborâtă-o pe pământ, ce domnuții buni, în mijlocul satului corindăm, la casa bogatului, ce domnuții buni, bună seara, om bogat, corindăm, gata-i cina de cina, ce domnuții buni, gata-i cina lui de voi, corindăm, că-i de alți buieri ca noi, ce domnuții buni, Dumnezeu s-a supărat, corindăm. De la bogat-o pleca, ce domnuții buni, la marginea satului corindăm, la casa săracului, ce domnuții buni, bună seara, un sărac, corindăm, gata-i cina de cina, ce domnuții buni, gata-i cina cât o fi, corindăm, cât o fi om împărți, ce domnuții buni, Dumnezeu s-a bucurat, corindăm, și pe toți o sătura, ce domnuții buni. E, și cu aceasta fiind spus, iată că un primul nou. Talentul mai mare l-am încheiem acum și revenim peste câteva minute. Da, pentru că și truverii au nevoie de o pauză câteodată. Trebuie să vă readuc aminte unde suntem. Suntem în cinematograful Amza Pelea, de pe strada Filmului, sau Brucăngase, sau strada Podurilor, sau Mihai Viteazu, așa cum e cunoscută de diferite generații din Râșnov și nu numai. În luna iulie, în acest an, am făcut un sondaj. Am întrebat râșnovenii pe stradă și în online. Am întrebat ce își doresc legat de cinematograf și în special de viața culturală în general din Râșnov. Și câteva concluzii pe care nu am apucat să le prezentăm până acum și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au răspuns la acest chestionar, sunt cumva normale. Râșnovenii își doresc în acest cinematograf să vadă filme, să vadă teatru, să vadă muzică, dezbateri despre problemele comunității. De asemenea, își doresc un program permanent și bine promovat, cum de altfel o infrastructură mai bună în punct de vedere al mobilierului din interior, al infrastructurii tehnice, adică proiecția și sunetul, din punct de vedere al securității, al păstrării liniștii și al curățeniei. Deci, de fapt, nimic special, ceva normal. Și aici aș întreba-o pe Irina, de ce e nevoie de un cinematograf într-o comunitate până la urmă? Sau de ce va mai fi nevoie de el? Păi, pentru că e locul cel mai drag pentru multă lume, pentru că aici poți să faci cere în căsătorie, între altele, și mai ales dacă urmează un film sentimental, cred că funcționează cel mai bine. În al doilea rând, că orice cinematograf din ăsta mic are povestea lui și știi, mi-a plăcut foarte tare că ei au instrumentul ăsta, că eram curioasă cum se cheamă, zic, cum să-l sun repede pe Radu, să-l întreb cum se cheamă, Sinfonia știe ce, pentru că el învârtea. Și vezi, noi de-aia spunem că se toarnă un film, pentru că vine din franceză de la turne, că învârteai, așa se făcea inițial, așa cum, de fapt, inițial învârteai așa la mașinuțe, știi, ca să pornească mașinile decapotabile de la început, pentru că filmul și cine și automobilele au apărut deodată, știi, și au foarte multe lucruri în comun. Și aici, cred că tocmai asta e ideea, că aici poți să vezi și actorii care de multe ori coboară de pe ecran, de exemplu, festivalurile noastre, ei vin, se întâlnesc cu publicul, poți să le pui întrebări, poți să
te fotografiezi cu ei, poți să afli o grămadă de detalii. Deci cred că între altele, și asta nu se poate întâmpla neapărat așa în aer liber, plus că se mai întâmplă să plouă. Da, și atunci ăsta este refugiul nostru cel mai bun atunci când nu ține cu noi neapărat vremea și cred că din când în când aia nu ține cu noi, ca să ne amintim că există un cinematograf. Suntem foarte privilegiați în vacanțele noastre că există acest cinematograf și mă face plăcere să văd că multă lume își amintește din propria copilărie, când veneau aici, pentru că era o zonă în care părinții își trimiteau copiii să învețe nemțește și îi trimiteau și pe la cinema, așa, când ei vreau să doarmă după amiaza, pe unde să trimită copiii, la cinema, ca să aibă și ei liniște, să nu stea să bată mingea, să supere vecinii ceilalți, că n-au ce face cu ei. Deci cred că un cinematograf are toate aceste atribute, plus că e un cinematograf în care dimineața poți să dai filme pentru copii, după aia pentru adolescenți, după aia spre seară filme serioase și e locul așa pe care nu îl uiți niciodată și dacă e cum e și aici, așa că suntem înconjurați de titluri de filme, poți să faci o listă, să vezi, ăsta l-ai văzut, nu l-ai văzut, e și o modalitate, personal cum de aproape un an încoace fac tot timpul liste, tot lumea mă întreabă, dar ce aș mai putea să văd, colo, colo, dincolo, pentru mine e o inspirație și fac o fotografie la unul din pereți și deja mă ajută, că mărturisesc că 90% cred că le-am văzut oricum și îmi face plăcere că am fost printre primii care am scris acolo primele filme împreună cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Pentru că știm, filmul a fost inventat de francezi, dar după aia s-a dezvoltat teribil la Hollywood. Deci cred că Râșnovul este Hollywoodul nostru, în care putem să vedem filme, în care s-au făcut filme, în care sper să se mai facă filme și mai ales să avem public și până când o să putem să umplem din nou sala asta, pentru că o să avem voie să o umplem, pentru că obicei era plină, de-aia mi-am și pus tricoul ăsta, știi, că am zis că să mai completez cu ceva public, știi, că am înțeles că inclusiv spectacolul pe care îl vedem noi acum e doar cu noi, și dar așa se întâmplă inclusiv cu spectacolul de anul nou de la Viena, deci cu concertul celebru și chiar îmi spunea Dana mai devreme că a anunțat că o să strecoare niște aplauze pe acolo, știi, așa că tentația tot timpul e să și aplauze, dar pe de altă parte, că sunt doar doi oameni și aplaudă, e ciudat, așa că, da, dar cred că sunt aplauzele alea pe care le auzim în continuare, pentru că mai nou se aplaudă mult și la cinema, numai la teatru și tot așa e o continuare frumoasă, e o poveste. Da, o poveste frumoasă și pentru cinematograful de la Râșnov, pentru că ascultând părerile râșnovenilor după acest chestionar pe care l-am făcut în luna iulie, am mers la un înțelept, să spunem așa, un arhitect, e vorba de Dorin Ștefan, care este un râșnovean, și împreună am lucrat și am desenat viitorul cinematograf Amza Pelea din Râșnov. Și acest viitor cinematograf e mai mult decât un loc de văzut filme, e un centru comunitar în care oamenii vor putea vedea teatru, vor putea vedea concerte, dezbateri, va fi și o zonă de expoziții, o librărie, un spațiu de citit și o cafenea. Un loc în care râșnovenii de toate vârstele să se regăsească. Și am făcut și un plan pentru această transformare. El se întinde până în 2023. Și toate aceste informații despre planul de renovare le veți găsi pe un site care astăzi este lansat. Se numește www.cinemaamzapelea.ro. Bineînțeles, veți găsi aceste informații și pe pagina de Facebook. Și dacă tot am început cu o veste minunată, și noi am primit o veste minunată chiar acum o săptămână, când a venit din Germania un nou sistem de proiecție al cinematografului, care momentan a fost doar depozitat în cinematograf și urmează să fie instalat în primăvară, împreună cu celelalte lucruri, dar să vedeți un mic filmuleț înainte de asta.
Așa cum vă spuneam, este primul pas și e un pas nu mic, este un pas destul de mare pentru că acest echipament a costat peste 20.000 de euro. Am reușit în cadrul unui proiect european să-l achiziționăm și acum, ca să reușim să finalizăm prima etapă, mai avem nevoie de un ecran și un sistem de sonorizare performant. Astfel încât, începând cu iunie anul viitor, peste 6 luni de zile, deja să avem un cinematograf din secolul 21 la Râșnov. Și acest cinematograf să găzduiască, așa cum spuneam, pentru toate vârstele, mai ales că în Râșnov sunt niște tineri viitori actori, cred eu. Absolut. S-au descurcat foarte bine în montajul cu Pricina și erau și foarte, foarte convingători în ceea ce spuneau, pentru că se vedea că realmente chiar asta simt în fiecare clipă, pentru că ei sunt, de fapt, primul pas, după care ei devin adulți, după care la rândul lor au copii și care vin și ei la cinema și după care au nepoți care vin și ei la cinema și tot așa, se leagă foarte bine dintr-o parte într-alta pentru că pentru asta a fost inventat și cred că să știe și mai multe despre ce înseamnă un cinematograf, ar trebui să, uite, să proiectăm Cinema Paradiso aici, pentru că și acolo era meseria extraordinară a proiecționistului de film pe vremea când era filmul de 35 de mm și se mai rupea din când în când sau se tăia dacă era o scenă prea fierbinte. Știu aici că am fric, dar nu contează măcar o scenă fierbinte. Dar e bine acum, e ok? Și cred că lumea s-ar bucura foarte tare să aibă toate lucrurile astea în secolul 21 în care ne aflăm și e perfect posibil și tot așa e un început. Și tot așa erau niște cutii, să știi, prima dată le-am văzut când le-au adus prima dată la București, când au făcut IMAX-ul prima dată și ne-au dus întâi să vedem în Cehia cum e un IMAX, după aia le-am văzut la noi și după aia știi cum era, numai să găseau bilete, ceea ce și aici, sper să fie la fel și să nu uităm că lumea vine și cu școala, asta era, pe vremea noastră se întâmpla foarte des, să mergem cu școala și să vedem cât un film, mi-aduc aminte că ne-au dus la Contele de Monte Cristo, de exemplu, evident, așa ca să ne fie ceva mai ușor și să, asta nu înseamnă să nu mai citim cartea, să ne înțelegem, ci dimpotrivă să ne facă poftă să le și citim. Și nu mai prelungim suspansul, filmul pentru copii. Uneori, cele mai frumoase povești se nasc în întuneric. Am aflat asta copil fiind de pe un scaun dintr-o clădire fără geamuri, dar cu o fereastră foarte mare. Așa am început să descoper lumea. Matale, mâine, Marine. Eu, mă, dar cine? Bă, băiatule, dar îți rău. Rău de tot, mă. Dă-nsemaca! Eu sunt Lăscărică! Trage că nu vorbesc. Trage-mă! Eu de aici. De ce nu tragi? Spre exemplu, ce avem noi aici? Exact, exact. Ce avem noi aici? Avaram. Avaram. I am your father. Cele mai frumoase povești se pot naște în întuneric, dar e nevoie de puțină lumină pentru a putea fi spuse mai departe. Reinventăm cinematograful din Râșnov. Implică-te pentru viitorul cinematografului tău. O campanie de strângere de fonduri pentru reclădirea cinematografului Amza Pelea din Râșnov. Sunt convins că tinerii noștri actori au fost foarte nerăbdători. Filmul a fost realizat la începutul lunii septembrie, împreună cu regizorul Șerban Georgescu și de atunci e prima oară când îl arătăm public și sperăm că și ei au fost foarte emoționați și
și împreună cu părinții au vizionat acest clip. Așa cum vă spuneam, tocmai astăzi demarăm această campanie de strângere de fonduri pentru cinematograful nostru, ca să putem finaliza prima etapă. Până la 31 martie am deschis pe platforma de donații Bursa Binelui, unde o să regăsiți acest link pe pagina de Facebook și, bineînțeles, pe pagina web. Mai avem nevoie de aproape 19.000 de euro pentru sistemul de sunet și pentru ecran, iar primăria Râșnov preia tot ce înseamnă costuri pentru amenajarea interioară a cinematografului. Aceasta este prima etapă. Vom redeschide cinematograful în iunie și apoi va fi disponibil toată vara, iar din septembrie vom reîncepe lucrările, astfel încât anul 2022 să revenim cu o altă parte modernizată. Și vă îndemn, râșnoveni sau iubitori ai Râșnovului, râșnoveni din Râșnov sau din Germania sau din Statele Unite, să ne ajutați. Să ne ajutați să facem acest proiect până la capăt și să donați pe platforma aceasta, Bursa Binelui, dar să ne și trimiteți amintiri din cinematograful de la Râșnov. Fie că cinematograful se numea atunci Urania, fie că se numea Lumina, sau de ce nu, din perioada actuală când se numește Amza Pelea. Și pentru că astăzi ascultăm colinde, îi invit pe Truveri să reia programul lor și revenim înainte de final. Obsit vobis iam timere, Latus eil Christ glorie. Adven regis ambulaban, Aurum tuus miram portaban, Imolaban hec sincere, Leoni victorie. Vem pastores laudavere, vem pastores laudavere, exultemus cum Maria, in celesti hierarhia, natum promat voce pia, laus honore gloria. Christo regi Deo nato, per moriam nobis dato, meritores honet vere, dulci cum melodia. Vem pastores laudavere, vem pastores laudavere, vem pastores laudavere, vibus angeli dixere, absit vobis iam timere, natus eis Christ glorie, natus eis Christ glorie. Am avut multe emoții pentru acest colind și ne-am puțin amețit, dar următorul colind sper să fie ok. In hoc anii circulo, secolul 12, Sicilia, datat de unii, el este un cântec cântat în timpul iernii, pentru că este vorba de fiecare an, ne vom aduna și vom cânta despre nașterea Domnului. El e recunoscut și cântat și în perioada medievală mai recentă, să zic în secolul XIV, și ca melodie rămas acela, sau dacă text în Germania a fost schimbat, parte din el, Tempust ist gelidum, cam așa este în germe același cântec. Nato nobis parvulo, verbum caro factum est, per Virgine Mariam. Come on.
puțin mai rapid, l-am făcut noi acest cântec, pentru că e și lung și un stilul acela sicilian, mai stil medieval, acel din secolul XII, pentru că acolo este mai ritmat și mai lent. Dar să trecem mai departe, pentru că urmează un cântec mai lent din Franța, secolul XVI, Noël Nouvelle. Un colind rămas și actual, se cântă de foarte multe formații, în diverse formule, fie mai moderne, fie mai tradiționale sau clasic. Noi cântăm stilul, să zic, al nostru, cu folosind instrumente mai aproape de cele medievale. Chantons Noël pour
și acum un cântec de aici, de pe la noi, căci colo-colo după deal de ce se ivește. Cine este colo-colo după deal? În general, când aveam concert chiar cu un public larg, mi se spunea, unii spuneau una, alții spuneau alta, dar de obicei se știe cam ce vine. Colo-colo după deal și pentru că anunța vorbim despre nașterea Domnului, un cântec tot din secolul XVI din Provence, preluat și de englezi, care de data asta ei recunosc că ăsta este din francez din Provence. Sunt multe din cântecele englezești din secolul XVI, aceste colinde care ei englezii că sunt ei. Francezii, ba nu, noi l-am făcut, englezii ei zic la tot așa, e o ceartă între ei, dar acestea ei recunosc. În engleză este Bring Back, Bring a Torch, Jeanette Isabel. Și zic, da, este cântec francez, dar în francez este Un Flambeau, Jeanette Isabel.
l'anime Isabella, l'amour promesso, c'est Jésus au bon château, mon église est née, Marie appellera, ah, ah, à quel homme elle révélera, ah, ah, à quel enfant est beau. C'est un tour qu'à la façon mia, c'est un tour d'écrit si fort, laissez vous l'on et l'autre d'amour, au moindre cri, Jésus s'éveille, chou, 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 il dort à merveille, chou, 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 voyez comme il dort. Doucement dans les tables closes, doucement venez à mon nom, approchez que je suis charmant, comme il est blanc, comme il est rose, donc, donc, donc que l'enfant repose, donc, donc, donc qu'il ira en dormant. En l'amour, j'allais Isabelle, en l'amour, c'est Jésus, bon château, amour, que Christ est né, Marie appelle, ah, ah, à quel enfant est belle, ah, ah, à quel enfant est beau. Și mai mult așa ce mai vine, vine iar și un cântec, din punct de vedere al colindului este din secolul XVIII, dacă muzica este din secolul XVI, pentru că e de preluarea unei bucăți muzicale scrise de, se zice că este scrise de Henric al VIII-lea. Un cântec pe care îl știm noi foarte frumos, cântat foarte mult de toată lumea, l-am preluat și noi pentru că este plăcut și frumos și pentru că l-am folosit și în alte concerte de ale noastre, dar el la origine se cheamă Green Sleeves, dar în, din punct de vedere din secolul XVIII l-au denumit White Child. Thank you.
Și revenim în sală, în sala cinematografului Am Zapelea, de data asta către public, pentru că astăzi eu și Irina Margareta Nistor am avut o misiune foarte simplă. Am stat în scaunul de cinematograf, așa cum, să zicem, ne stă bine și ne place. Pentru noi a fost simplu, dar să știți că în spatele nostru este o echipă întreagă care a lucrat. La fel cum, de fapt, tot ce s-a întâmplat la Râșnov în ultimii ani, sau aș putea să spunem peste 10 ani, a fost datorită unor echipe, unor oameni care s-au implicat și din Râșnov, dar și din afara Râșnovului. Oameni care s-au îndrăgostit de aceste locuri și de aia suntem și astăzi aici, promovând această campanie pentru renovarea cinematografului din Râșnov. Și eu vă îndemn să fiți alături de noi în următoarele 3 luni, să ne sprijiniți să reușim să facem acest proces de renovare și să ne vedem în iunie într-un cinematograf parțial renovat, după prima etapă, dar cu un sunet și o imagine perfectă, sperăm. Și înainte ca Truverii să aibă, de fapt, ultimul cuvânt, o să o rog pe Irina să spună cuvântul nostru, al publicului de închidere. Da, păi, întâi de toate m-am amuzat pentru că e atmosfera totală de Crăciun. Pe de altă parte, e ca și cum am intrat puțin în culise și mi-a plăcut foarte tare pentru că Mihnea era tot timpul coordonat de mama lui și asta mi-a amintit de un film minunat care a fost de curând la mine, Totul conotează cu filmele, asta este, și care se chema Dirijoarea și care era fermecător și dacă nu l-ați văzut, acum este momentul. Și mi-a plăcut că, într-un fel, eram și vedeam și scena și culisele în același timp. Sigur, tentația e foarte mare să pun mâna pe microfon, de când eram copil încercăm să inventăm microfoane așa dintr-o coardă, mi-aduc aminte, când încă nu existau de adevăratele. Pe de altă parte, ecranul e extrem de important să fie unul cu adevărat bun și frumos, ca să nu vedem subtitrarea așa scrisă, ca și cum dintr-o dată ar fi fost boțită, sau cât un actor superb și dintr-o dată să pară că are o cicatrice pentru că nu-i destul de întins ecranul. Deci asta, apropo de cât de important este un ecran perfect, că oricât am încercat să-l călcăm, să știți că nu funcționează, el trebuie să fie un ecran de adevăratelea. Iar în privința sunetului, chiar asta mă gândeam, de câte ori nu știi, trecea pe cineva, acum e mai puțină circulație și din fericire n-am auzit nicio salvare, nicio mașină de poliție, dar știm că la un moment dat și când se oprea cineva în dreptul nostru să se uite la afișe și dacă vorbeau ceva mai tare se auzea până aici, deci era stereo înainte să fie stereo, asta mă gândesc, dar eu vreau doar stereo de la de adevăratele pentru cinematograful ăsta, care cred că în sine are foarte multe amintiri, dar o să aibă și mai multe amintiri de acum înainte. Și este bucuria aia formidabilă pe care o ai, în care poți să cuprinzi chiar toate artele la un loc, pentru că aș zice că e inclusiv, tocmai spuneați voi că de la o expoziție de fotografie v-ați adunat, am aflat astăzi în mașină că și cu Daniel tot la o expoziție de fotografie v-ați adunat, v-ați cunoscut. În jurul nostru sunt niște fotografii cu Amza și cu ceilalți actori din viața lui și eu cred că o să fie chiar un model așa pentru toată lumea, cinematograful ăsta, și de-abia aștept să scrie cineva o carte despre el și pe care să o lansăm în hol acolo, unde o să fie și librăria de care spuneai și la o cafea bună, bună de tot așa, cea mai tare, cea mai scurtă, cea mai espresso, că nu, poate vine Clunii, cine știe, poate avem noroc și mergem până la capăt. Mi-a plăcut teribil că tot concertul am trecut printr-o grămadă de limbi străine și să nu uitați că și mersul la cinema ne ajută teribil să învățăm limbi străine, pentru că, slavă Domnului, că se subtitrăm filmele și deci auzim originalul. Și auzim pe toți și învățăm o limbă vie pe care
mare în parte pentru noi, care multă vreme n-am putut călători, era o interdicție. Și cred că și cinemaul ăsta ne duce, e tot ca o locomotivă, asta ca, așa, ca să scot pălăria o dată în plus în fața lui Daniel, ca o locomotivă care ne duce, ne duce, duce mai departe, mai departe, mai departe. Știm bine că intrarea trenului în gara a fost printre primele filme și sper să ne ajutați să punem niște cărbun pe focul ăsta, pentru că tot au vorbit de Flambeau ceva mai înainte, deci un foc din ăsta așa care duce mai departe și merge, 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 merge și promitem că atunci când facem inaugurarea, nu o să tăiem o fundă, o să tăiem o peliculă de 35 de milimetri, promitem solemn. Dar trebuie să ne ajutați pentru asta. Ce mai departe cu colinde, toată lumea colindă din țară și ele sunt frumoase și sensul lor contează. Iar acum în colindă frumos, neauș, dar mai de la sud, mai din nord, să zicem așa, sus în curtea lui Crăciun. Să vedem ce s-a întâmplat. Sistem de cântece cu tobe și cu frumos și cântece vechi, un cântec de fapt din Irlanda, God Rest You Merry Gentlemen. Nu trebuie să mă uit că era să zic altceva și... God Rest You Merry Gentlemen, un cântec chiar și rămas la un moment dat, să spune despre el că e de fapt mai vechi decât de secolul XVI, chiar unii spun care el e, ar fi cântec din muzica, cel puțin din secolul XIV, iar textul a adus după aia mai târziu. E adevărat, în muzica irlandeză, cât și cea engleză, sunt multe cântece care sunt scrise în perioada la un moment dat, ca melodie apar în secolul XIV. Unde se schimbă textul? Și în secolul XVI-XVII se simbă textul, pentru că nu mai convenea la momentul respectiv și iată ne într-un... s-a schimbat cântec și asta a rămas până în prezent.
magic, puțini care mai sunt în sală, care sunt la distanțiați așa la dezvoltare, o să-i spun să trebuie să-l spune, că e un cunde pe care, în mare parte sau mai mari trend, mai știu, mai l-au mai auzit, poate un pic diferit, și să vedem dacă plata, după cum de platic, trebuie să-mi spune ce. Uneori, cele mai frumoase povești se nasc în întuneric. Am aflat asta copil fiind de pe un scaun dintr-o clădire fără geamuri, dar cu o fereastră foarte mare. Așa am început să descoper lumea. Matale, mâine, Marine. Eu, mă, dar cine? Bă, băiatule, dar îți rău. Rău de tot, mă. Eu sunt Lăscărică! Cășo! Cășo! Trage că nu vorbesc! Trage-mă! Eu de aici! De ce nu trage? Spre exemplu, ce avem noi aici? Exact, exact! Ce avem noi aici? Avaram! Avaram! I am your father! Cele mai frumoase povești se pot naște în întuneric, dar e nevoie de puțină lumină pentru a putea fi spuse mai departe. Reinventăm cinematograful din Râșnov. Implică-te pentru viitorul cinematografului tău. O campanie de strângere de fonduri pentru reclădirea cinematografului Amza Pelea din Râșnov. Muzica.